Bun, hai să vedem. Ce mă interesează foarte mult este la cele care se... Da. Vezi? Cele care se intersectează sunt acestea. Și cele care sunt oarecare sunt acestea. Cele oarecare să n-aibă intersecția pe același punct. Știi? În plan și vedere. Și atunci sunt oarecare. Ok? Merge. O umbră aici. Și în rest e bine. Și aici. Da? Nu uita să scoți în afară cât mai mult prin umbre volumetria. Merge, merge, merge. Oamenii ăștia, atenție că au capul un pic cam lung. Până știu gât. Așa greșeam și eu, le făceam umerii lați și nu puneam deloc. Da? Și brațele un pic mai înalte, mai sus. Da? Poți să-i lași mai mult siluete. Merge. Lemn. Da? Umbre purtate. Cât mai mult lemn. Exersează lemnul ăla ca să scapi o dată de... Da? Cu fladăr, cu chenar neapărat. Să scapi de tracul ăsta. Tracul se duce de la... De a rezolva cu materialele. Da? Nu mai fi frică să hașurezi sau să apeși pe hașură sau etc. Da? Umbriță aici. Fundalul neapărat închis. O bandă din asta închisă. Cred că ai inversat desenul. Da? Nu da pe linia orizontului. Nu opri pe linia orizontului hașura. Până în volum. Neapărat. Așa, acum vă să mă uit la cele care se intersectează. De ce se intersectează? Asta vreau să înțelegi neapărat din lecția asta. Intersectează și oarecare. Oarecare au punctul de intersecție decalat, da? Bun, next. Da, întărește asta. Linie lângă linie. Așa le întărești, le îngroși. Văd că lipsesc aici axele. O, X, Y, Z, Y prim. Da. Da. Aici ar trebui să vină asta așa. Dacă le e cu simetrie, trebuie să vină pe aici undeva și iese altfel, pentagonul. Mirida. Să zicem, vreau să iei cherul să mai întărești o dată caroiajul ăsta. Dai dublu, linie lângă linie. Aici o umbră purtată mai apăsată. Vreau să tragi mai puternic cu echerul la sfârșit, să mai reîntărești desenul de contur. Da? Nu știu că să fie mai multe niveluri. Da? Merge. Super. Hexagon. Hexagon magic. Da? Deci tu umbrele astea. Vine aici o umbră. Vine sus aici o umbră. Vine paralel. Se unește și se duce cu ăsta. Da? Îngroașă umbrele. Îngroașă umbrele, linie lângă linie. Aici e am plăcit. Străbiu verticală. 60 de grade și orizontală. Și ne iese un triunghiaște asta. N-am ce să-ți fac să treci prin aceste experiențe. Da, foarte bine. Pentagonul ăsta e damblagit. Și ce e damblagit? De aici începe damblagela. Aduci pe ăsta aici, îl unești și ridici. Da? Și ne iese dreapta asta. Ca să iasă egal. Ok? Aveți și tu că linia astea să fie paralele. Etc. Nu e rău. Chenar neapărat. Niciodată nu e cu lemn? Tu știi pe asta pe lemn. Fladăr. umbre în dreapta, e cam deschis elipsa asta, să dăm mai plată un pic. Plăcerea vieții tale, nu să corectezi chestia de asta. Hai, cât mai negru. Vreau să vă fundali în acela, da? Și vii și reîntrești desenul de contur. Hai că începe să arate ceva, încet, încet. Așa, ne băgăm la treabă aici. Da, da, da. Mhm. Ce greu să de citit asta. Prea multă inconsistență logică, dar oricum am un plan pentru voi. Ceva extra. Dacă se iasă asta. Ok, mult mai bine se vede că înțelegi. Chit că n-ai pereți interiori. Da. Să mai place nouă să facem asta, nu? Să fie niște sticlă. Știi? Și ce niște sticlă. Să fie pastiluța aia de care ziceam. Bă, și de partea asta. Urci doar 3 drepte. Da. Merge, dar poți să dai mai închis aici un pic în față. Să-i dăm blagite aici să fie paralelă. Merge, cât de bine postura nivelul ăsta se acceptă. Da, problema e că nu spereți interiori. Și asta mă damblagește maxim. Să fie de aia 15, că sunt jumate. Te-ai pus pe toți la fel. Da, pereți interiori. La fel și aici, pereți interiori. În interior, 15. Cu întrebarea o să vină unde să pice, adică pică în exteriorul aici, în dreapta, sau pică în stânga, sau pică pe mijloc. Dacă pică pe mijloc, e să ambele camere damblagite, da? De obicei, în spații astea secundare se vadă, știi că o se vadă aici o grindă. Și ce se vede doar o linie curată, să zicem. Ok. Ca și aici, punem în exterior. Camera asta micuță o să fie mai, da, mă, acest birouaș o să fie un pic acoperit. O să fie un pic, pardon, decalată aici. Și cum este acoperit de mobilă. Merge pe o dominantă de aia verticală serioasă. Ai diviziuni. Nu e rău. Asta se duce un pic cam mult în perspectiva. Asta e problema lui existențială. Știm? Da. Pune aici un scaun, ceva de gaming, ceva ce vrei tu. Uh-huh. Merge, merge. Și aici e bine, numai că aici este un pic cam agresiv ăsta în față. Ai boscheți, pom din ăla de prim plan, dar este un pic prea agresiv în față. Umbrele. Eu aș merge în principiu să pun umbrele cât mai să cadă pe ceva, știi? Adică să cadă pe teren. Să dau oportunitatea să adaugi niște hașură. Da, dar nu fă greșeala pe care a făcut-o colega ta. Pereții interiori. Ok? Să zicem că e bine. Dacă intru prea mult în detaliu, nu o să te ajute foarte mult. Nu știu la fiecare cameră cât un spațiu, un geam, nu știu, aici un geam. Știi? Nu o să-ți cer să faci ca în fațadă, că o să fie prea solicitant. Fă cum știi tu mai bine. Da? Mai că pereți interior, neapărat rog eu în interior. Vezi și asta că e iarnă. L-am blagită. De la da, ai făcut fix aceeași chestie, ai pus pereți exterior în interior. Da? Foarte bine. Merge. De mai apăsat. Mai apăsat. Apasă pe hașura asta. Da, dar de fundalul mai închis. Nu e rău. Deci n-aș stica umbră aici. Să fie un pic mai șters, să se vadă aici umbra de la balcon, cum cade, n-am pus să faci neagră, neagră. Și așa chestia, să ne uităm un pic la... Unde sunt ele? se intersectează și oarecare foarte bine. Ai preț interior, ai grafică minimă, nu e nevoie mai mult dată. Da. Nu uita să pui aici sticlă. Da? Sticlă 02. Paralelele alea, da? Ca să fie clar că e închis. Irina, da, trebuie să nu uiți și pereți interior-exteriori. Da, interior așa. Știi tu ce zic. 15, da? Nu prea înțeleg 100% cum e aici, știi? Dacă ăsta este parterul, foarte bine, asta nu există. Se vadă o tăietură aici. Ok? Etajul întâi vine asta foarte bine și după ce e tăietura aici. Că aici se taie prin scară. Și la etajul 2 se vadă doar asta. Că asta e deja... Asta probabil că aici o să aibă un balconel. Că ai deschis ușa. Știi, și o terasă. Da? Asta să vedem. Masa asta e magică. Foc la mărime, la scară. Ai fost 360 pe 1,6. 1,6 la nu prea-l văd. E, nu prea știu ceea ce mă uit. Este o problemă. Este un birou, da. Pune aici toaleta și așa. Și pe unde intri? Da, mă cam dă cu virgula. Pune aici o bucătărie. Stă de conferință și ce e bucătăria, da? Expresia interior. Închis, merge în erou. Hai de aici caroiaș, prim plan, în textura aia de piatră și în prim plan. Stai așa un pic. E trucul ăla în care ai un material aici și reiei în prim plan mai detaliat. Mai mare, da? Scoți spațialitate. Umbre purtate în stânga. Merge, da. Hai de cu așură, da. Nu e rău. Un pic greșit în perspectivă. Bagă un chenar neapărat. Da, puteau și chiar. Acum, figurina. Mult mai bine. Da, dă-i desenul ăsta de linie dintr-un capăt în altul. Deci o să vină o elipsă, e de fapt un, da, un cerc, o sferă în perspectivă. Sus vine jumătate de elipsă, jos vine jumătate de elipsă. Da? Ok, cerc, elipsă, elipsă. Aici e o problemă, în schimb, că să vină perspectiva în jos. Ok. Și cu mânerașul așa. Și aici e o problemă, că să vină elipsa asta de jos în sus, plusă ca asta. Ok. Se vede tot așa, jos în sus. Să trage un pic de amăgit în perspectivă. E ok, n-ai ce să fac. Este nivelul pentru moment. O să treacă. E prea... că s-a furat material. Diluat cantitățile cumva și a ieșit de amblagit totul. Îndată să nu se întâmple chestia asta. Da, hai, pune și oameni. Capul pe linia orizontului. Pune neapărat o cracă de aia în prim plan. Ok, hai dă și pe astea cu un pic de hașură. Par sărăcăcioase, săracele de renadră în fundal. Lăge pixelința ca să iasă toate piesele astea. Tu desenezi așa, minimum. Pikachu, adică. Da. Ai mișurat structura aici, e adorabil, numai că e complet greșit. Lasă structura acum, era aia. Ce veți voi cu structura asta? Nu vreți să o lăsați în pace. Dar băgiți mereu. Iar ai hâșurat ușile. 1, 8 trebuie să fie astea. 1, 4 astea. 1, 8 și 1, 2. 1, 8 și 1, 2. Greu mai e, nu? Hai. Acum, ce aici eu dam la geală. Că nu înțeleg nimic ce mă uit. Astea sunt greșite toate, da? Fără cum s-am arătat la partea. Nu înțeleg scara asta, ce e cu ea? De unde se accesează? A? A. Deci încă o pui aici, așa. Și vine pastiluța și urcă așa, da? Ok? Se vede etajul să fie fix la fel. Aici, la parter, îi faci chestia aia de se taie știi? Identică sus. Deci o să se taie, dar o să fie și cea care se vede până în capăt. Am un dubiu mare că înțelegi ceva din ce zic aici, dar eu încerc. Da? Și ce o să vadă toată. Nu uita să pui 0,2 ăla în jur. Ok? De gheață. Ce poți să iei aici, dar merge. Pune niște trepte. Da. Merge, merge. Poți să mai dai și aici un pic de umbră, așa să pară mai consistent desenul. Acum. Stai că se intersectează foarte bine. Deci ce sunt intersectate și ce sunt oarecare. Da, complet de acord. Pereți interiori. Aici ai pus, aici am știut ce s-a lăsat, dar am blagit situația. Pune peste tot. Nu e rău. Rampile astea sunt un pic damblagite, că nu prea înțeleg ce se întâmplă aici. Asta e parterul, da, și o să vină chestia tăiată. Aici am prea mai înțeleg cum se urcă. Cred că așa vrei să fie, nu? Ce n-aș pot să fie aici urcat-o. Lasă-l atunci să fie toate aici suprapuse una peste alta. Și dau de asta așa, știu? Imediat. Greu cu arhitectura. Desenul mai merge, dar arhitectura e grea. A? Și pui pe următoarea fix aici. Da. Lasă-le pe ambele aici. Și dă până sus aici. E ok. Îi mai pui fix deasupra intrării sau ceva pe aici, un balconel, dacă insisti. Asta e tăpăgeala. Înțeleg ce vrei să zici. Nu. Dacă insisti să fie mașinuțe, știu, un carport așa. Da? Pe mijloc. Structură și cu una. Asta e bine făcut, în schimb. Ce complet am blăgit. Asta că vezi la intensivul de grafică. Da, uite aici ce pereți, ei bine gândiți cu totul. Țeaba asta e un pic damblagită. Nu știu ce e asta. Și o fi o întorci și urci așa și pui aici. Lasă-l așa. Pastiluță și pune aici neapărat sticlă. Da? Un pic greu să înțeleg la ce mă uit aici. Este parterul, se urca așa foarte bine. Bun, înseamnă că aici trebuie tăiat ăsta undeva. Și se vede unde se oprește și aici vine sus. Și aici o se vadă la parter tăiat. Și aici se vede cu totul cum urcă. Da? Și aici se vede sus frumos tras. Asta e așa cum vine în alta, e magic, dar e magic fals. Pune-și tu așa, dacă insiști. Deci ușa așa și ușa îndreaptă să fie, dar e greu cu arhitectura. Astea nu se mai detaliau foarte mult la proiectul ăsta. De acolo, în linie orizontul, și mai jos, da? Hai. Știi grafica, cum se pune, știi totul. Hai, aruncă pur și simplu. Le vine postul. Pune-i boscheți. Pune-i cracă. Pune-i... Lasă tabla asta, cum am misolat de... Da? Hai, pune aici. Pune umbra purtată în dreapta. Și pe să arate mai mult ca o casă. Dă-i un swish ăsta în spate, de la Nike. Ce bine! Bine, tu acum, propria ta inițiativă, ai dambăgit complet toată tema asta. Că te ia prea mult. Pune aici un acoperiș cumva, știi, ca să nu mai tai atâta din el. Tu ai zice că, e frumoasă imaginea asta, zic că e complet greșită tema. Da? Dacă îți dai așa ceva, o temă ca asta la admitere, o să pici. Da? Hai, trage aici în interior, pune umbră purtată mai intensă, pune aici. Poți să-i dea umbră mai așa, că vine cu totul cumva. Da? Merge. Curburi de teren, merge. Puf, cum sunt piesele astea aruncate așa una în alta. De pastiluțe aia cu două trepte și cu intrarea într-o parte. Da. Cred că înțeleg ceva. Da. O să vă pereți interiori. Ce e pus în ales, de ce nu e pus, nu știu. Le pui. Nu este ca un apartament, să zicem. Dar un apartament ar avea între două apartamente, este un prieten de securitate de 25, să zicem. Ca să nu intre unul în camera peste apartamentul celuilalt, știi? Peste proprietatea celuilalt locatar, să zicem, da? Tot așa, pereți interiori. Eu am impresia că sunt aici, dar tu ai damblagit complet structura. Asta e sigur de 0,6? Nu-mi predai așa. Îmi predai așa, trecem înapoi la teme de începători. Astea nu știu de unde sunt. E ultima. Ultima dată când zic același lucru. În structura cum trebuie. De ce balconul? Și ce o să vadă scări? Aici se vede doar tăietura. Scapă de astea de aici. Ți-ai zis, dacă le văd, gata, treci la teme de începător. Asta nu există. Asta spuse de tine, cred că ți-a venit o idee bună. Nu ai venit idee bună, vreo idee de asta bună, că nu e niciuna bună. Sunt toate foarte slabe și îmi complică mie situația. Aici e ok, te țin de ce am vorbit. Acum, nu vrei neapărat să ai o cameră de asta. Aici e bine un birou. Fără mai degrabă, fără să stai așa. Da, dai așa, intră, pui aici, e cumva să fie biroul și poate două fotoli în față, știi, ceva e genul ăsta. Astea scoatele, să fie o cameră mare cu totul. Mergem. Nu uita totuși peretele ăla, pardon, sticla, da? Sticla în parcursul, perimetrul scării. Tot așa, nu mai vreau să mă băg greșeala asta. Aici nu ai cum să treci. Cam asta doar o bucată. Da? Și trebuie să fie iarăși tăietura aia. Etajul 1 așa. Da. Etajul 2 așa, da. Da, merge. Da. Deci se intersectează foarte bine. Nu înțeleg de ce ai făcut. E ok. Ne prinde pe parcurs. Da, de aici am tărit. Sunt prea multe L-uri de astea, lasă unul singur. Asta concurează între ele. Eu vreau știi ce aici. Foarte slab. Încearcă să dai tot volumul ăsta din lemn. Tot așa până sus. Să dispară toată chestia asta. Nu mai fă ușile, fă-le arce. Da. Ce să fie sticlă cumva. Nu înțeleg la ce mă uit deloc, să știi. Asta e greșit aici. Hai, dă-i până unde se taie și vine așa. După aceea aici vine tot și aici se taie. Și după aceea aici vine fix cum ai făcut. Cu un balcon. Dar nu mai fă coridoarele astea. Ce bine, da, sunt bine făcut. Gestul ăsta e foarte elegant. O să dea luminatorul până jos. Știi? Să fie elegant până la capăt, foarte bine. Puh. 60 orizontală, da? Nu e rău, de ridică muchia asta aici. L-ai coborât, l-ai unit, l-ai ridicat, da? Și mai vine o dată aici și automat îți ies toate 3 egale, toate 5 egale. Da. De fundalul, de fladder. Aici oprește la ce mă uit. Am impresia că ouăle astea se duc în toate direcțiile. Și tu se pice normal. Da. Șterge asta că nu e bine. Dă-i boscheții aici. Asta se întoarcă cum trebuie în perspectivă, că e damlagită momentan. Da? Tăiește conturul ăsta mai mult, că e prea greutatea crânului, nu arată deloc bine. Da, e bine pentru început, da. Cam dat ăsta în dreapta, o să iasă nașpa. Nu e rău cu pomul ăsta așa exagerat, pune oameni. Simt că aici s-a întâmplat același lucru ca la... Da, la colegul tău. 0,6 cm. Ceva s-a întâmplat aici, s-au damblajit pereții. Dacă te văd cu greșeala asta, nu mai facem niciun desen de avans. Asta trecem înapoi la desenele începători. Că nu merge. Nu se poate cu frumosul aia. Asta e problemă, e loc pentru mediocritate. Nu mai am discuția. Fac și aia, da? Nu prea înțeleg la ce mă uit aici. Asta de obicei e o problemă. Deci să fie un perete... Toaleta asta să fie mai mare un pic, nu înțeleg la ce mă uit aici. Dracu' asta. Da. Nu înțeleg la ce mă uit la litera. Asta urcă, e să ajungă aici, da? Dacă ajunge aici, instant nu mai există camerele astea. Da, și mai punem aici încă o scară. Și muți aici dormitorul. Pui aici o baie cumva. Scap de toată asta. Și acum sus aici mai vine un rând. Scări. Și nu înțeleg ce aici. Nu e aici dormitorul. Baie așa. Și lași tot ăsta deschis. Deci lași tot, lași până aici. Stai cu perete și este dublu, pentru că ține dublă. Da. Asta trebuie să fie oarecare. Și astea pare că sunt ca să intersectează, ceea ce e foarte bine. Da. Acum aici, mâna liberă. Da, dă-i umbrele, dă-i fladăr, dă-i fundalul mai închis. Da, astea în perspectivă, că sunt paralele. Se intersectează și aici astea trebuie să le faci oarecare se ducă intersecția mai într-o parte, da? Dacă aici e linia orizontului, dă-i caroiajul mai până aici. Hai, dă-i fladăr. Da? De aici un de asta nu e rău. Ne cam înțelegem la ce pe aici. Hai că ai venit și tu pe drumul cel bun, da? Fă ce-ți arăte cel mai simplu. Te scutești de variații de asta în plus. Merge. Să ai și niște pompe aici. Nu știu cum să te prind aici, să te pe zonă. Închis aici. Alex e bine. Numai că aceeași problemă. Pune pereți interior la interior. Da, trepte neapărat. Foarte bine. Dar înțeleg eu 100% la ce mă uit aici. Mai deci tu din ăsta așa, da? Mai dă o ușă aici. Să vină aici undeva treptele. Asta nu mai există, da? Vină pastiluța aia care ziceam să fie acolo. Asta este... Etajul întâi, doi, ce este? Că nu înțeleg. Lua chiar. Nu înțeleg să fac altceva. Eu pot să mă uit cu oricum aș uita. Asta este, toate săgeții duc pe direcția de Lua chiar, ceea ce nu e bine. Da? Să zicem că ăsta ar fi etajul întâi. Da? O scadă asta mai mică. Și aici ar fi un balcon, probabil. Deasupra. Trebuie să fie etajul 2, să zicem, știi? Și se vadă aici undeva treptele astea care vin și cum se deschide aici. Știi? Se văd treptele de mai jos. Este tăiat aici. Da, te tăiat aici. Zice, nu-i chiar lui IQ, ci doar nu înțelegi tu o chestie. Asta nu are cum să vină așa pe colț, nu se vine niciodată pe colț, că trebuie să poată să acceseze etajul, că nu are sens, știi? Bine, acum nu e luat IQ cu asta, e luat IQ cu altceva, evident, nu? Unde e sticla aia din jur? Că e tare mic când duce una pe la compoziții, că nu se lipește, prea înceți. Trebuie să zic același lucru de 5 ori. Vedem cum evoluează lucrurile, dar principiul spre direcția asta se ducă. Da? Ai? Nu contează. M-am obișnuit. Și acestea fiind zise, nu mai există pe acest subiect. Fă scara asta să vină, știi, să se întoarcă pe aici. Da? Fi accesul aici cumva. Nu știu ce e camera asta. Asta e prea mare, prea supradimensionată. Perete interior. De umbra aia purtată cum trebuie. De asta se întoarcă cum trebuie. Punem oameni. Pasă un pic mai mult pe creionul ăla, că apeși prea puțin. Ce vine, nu vine să fac corectură. E ok. O să ne întoarcem înapoi la compoziții, nicio problemă. Fă asta mai mică aici. Am dat dimensiuni la cadă, nu le mai dau o dată. Este parterul, da, trebuie să fie sticlă. Da. Nu înțeleg de ce mă uit aici la mine. Aici probabil că ar trebui să vină scara aia întoarsă. Nu știu ce dracu' asta, te supăra pe mine. Ca și cum desenezi. Da? Nu știu ce asta. E ceva. Hai, modific-o cum ți-am arătat aici, cât de bine. Poți da 4 și aia. Fuck it, nu mai bat capul. E dincolo de critică. Hai, fă ce poți acolo și aia. Nu ești încă de destul. Ale umbrele în stânga foarte bine. De fundalul, da. Da, foarte bine. Vreau să văd astea intersectate. Astea intersectată și asta este oarecare. Foarte bine, bravo. Next. Va fi da. Deci începe să meargă. Și are și logică cât de cât. Deci ce o să vadă toate treptele și ce se văd tăiate. Știi? Și ce se văd toate treptele. Adică era parter. Pune sticla neapărat. Iar începe la IQ să E ca o chestie care recidivează mereu. Miruna, da. O care e serioasă, că se vede. Se vede că îți dai silința. Niciodată să-ți răpușești. Doar nu te prinzi de niște chestii. Da? Ce se vede toată asta și ce se vede toată asta. Acum, pune pereți interiori. Că sunt toți exteriori. Vezi că dușul ăsta e cam mare. Începi să adună lista de chestii care nu te prinzi. Pune mai mare dormitorul decât baia. E bine. Hai, dă umbra 60 de grade și deci deodată s-a schimbat tehnica, nu? Într-un mod magic, nu? Hai, dă aici niște trepte. O spun frumos, alta nu e rău ce e aici, n-ai pereți interiori. Să-ți fie niște sticlă, parcă. Da? N-ai scară de acces la etaj. Pune-o peste tot aici, în stânga, da? O dai peste așa, dă cu altă culoare, ceva, ce vrei tu. Ai perete exterior hașurat, da? Și cel interior hașurat, subțire, da? Hai. Bag la neuron acolo ca să iasă. E bine, e un pic cam agresiv, poți să mai treci muchile, merge. Da! Păi înțeles ceva aici, să știi. De asta secționat așa, de parterul, etajul întâi foarte bine și aici este secționat, iarăși tu chiar ai înțeles. Și aici poți să-i faci foarte frumos un balcon deasupra la asta, știi? Ca să-mi silosească spațiul foarte bine. Și pereți interior, da. Bun, poza și întrebarea, da? Dacă mai apar întrebări.